Berbec. Vă așteaptă o perioadă grea din punct de vedere emoțional și asta doar din cauză că aveți foarte mult de lucru. Încercați să rămâneți calm, chiar și atunci când sunteți presat de timp. Taur. Vă simțiți lipsit de energie și fără dispoziție. Nici invitațiile prietenilor în oraș nu vă bucură prea mult. Nu uitați că această stare este trecătoare. Gemeni. Un eveniment neplăcut vă strică dispoziția. Ați putea face schimbări în locuință dacă asta nu necesită buget mare. Rac. Deși știți să faceți față stresului, unele probleme vă dau bătăi de cap. Nu vă lăsați copleșiți de ghinion, țineți capul sus și găsiți o doză de umor. Leu. Este o perioadă agitată la muncă. Este momentul potrivit să vă puneți în evidență aptitudinile. În familie, lucrurile merg bine. Încercați să păstrați această atmosferă caldă. Fecioară. Încercați să vă ocupați de treburile pe care le aveți pentru a le reuși la timp. Sunteți cam stresat din această cauză, dar va trece. Un prieten vă cere un împrumut, nu e nimic rău dacă îl refuzați. Balanță. Dacă vi se oferă oportunitatea de a călători în afara orașului, nu ezitați. O schimbare de rutină vă face doar bine. Aveți mai multă grijă de corpul vostru. Scorpion. Vă veți confrunta cu relații reci la locul de muncă. Asta vine din partea șefului, dar nu o luați prea personal. Riscați să vă fie afectate responsabilitățile. Săgetător. Aveți mai multă grijă de sănătatea voastră. Pe plan financiar, lucrurile revin la normal. Astfel, vă puteți deja permite să faceți și unele investiții. Capricorn. Astrele vă susțin să faceți o schimbare pe plan personal. Asta vă doriți de foarte mult timp. Și familia vă este alături și vă susține. Vărsător. Sunteți predispus la conflicte, însă nu vor fi la locul de muncă. Încercați să fiți mai calm. Pești. Aveți oportunități inedite pe plan profesional, dar nu uitați să fiți mai siguri pe sine. Încercați să păstrați această încredere și în viața de cuplu.